De hram la Cionac nimeni nu stă acasă. Când se întorc de la biserică, sătenii se înghesuie pe toloacă, unde sunt organizate tradiționalele competiții sportive. Cea mai spectaculoasă probă fiind strântă pentru berbec. Cine ții tu? Eu țin cu Nicu Berdean. Dar de ce ții cu el? Eu țin cu el pentru că când eram clasa 1, eu am dat clopoțel în gât la el. Cei mai puternici bărbați din sat se trântesc de sar scântei, iar câștigătorul duce acasă un berbec de toată frumusețea. Așa. Andrei, ce de gând să faci cu berbecul? Să-l mâncăm cu prietenii. De când să ne minte, așa tradiție de la noi la Cenac și absolut să practică între așa sărbătoare, să practică aceste competiții. La Cenac de hram se mănâncă păstrama fumată de oaie, pește, copt și legendarele sarmale pitice. Mielul se taie, se taie bucățele, se aranjează, se murează cu usturoi, ceapă, toate condimentele. Se pune la murat de cu seară, dimineața scoace în cuptor. Mai mici ca așa e la noi. Dar la noi așa e, mai mici, mai de gură. De cu toamnă, gospodarii fac vin special pentru Sfântul Nicolae de vară. Am păstrat pentru hram, care el s-a păstrat până amu, când s-a distupat amu bătoi, ia uitați, străviețiu, frumos. Spre seară, la Casa de Cultură se încinge o horă, iar de această dată atmosfera de la hram a fost încălzită de interpreta Nelly Ciobanu. Întotdeauna când este sărbătoare, este sărbătoare și pentru artiști, pentru că avem și de lucru și, bineînțeles, pe mine mă bucură cel mai mult locurile unde nu am fost niciodată. Cionac este un sat din raionul Cimișlia cu o istorie de 200 de ani și populația de 2000 de locuitori.